2003. Coduri QR în România am făcut foarte puține. Am un exemplu de succes, dar care nu e relevant, de rată de scanare de peste 50% la un eveniment. Spun că nu e relevant, o să vedeți că în România cifrele sunt mult mai mici. Și v-am pregătit o prezentare dedicată exclusiv codurilor QR. Sărim peste ce sunt, că deja ați avut prima parte și nu are sens să ne pierdem timpul cu scurta definiție. V-am dat diverse exemple de coduri și trecem direct care ar fi avantajele. Păi eu le văd ca trei avantaje importante. Odată că poți să discutăm de marketing și marketing înseamnă foarte mult comunicare. Poți să extind comunicarea din mediile tradiționale offline în mediul digital. Practic îi pot da informații multimedia pe telefon mobil, pornind de la un panou, o publicație tipărită sau chiar de niște ani de zile la TV, se pun coduri, nu știu cât au timp oamenii să le scaneze, dar asta e altă discuție. Doi, pot fi folosită la call to action. Ați văzut câteva exemple de folosire agresivă, că un cod poate să însemne și trimite un SMS la un număr sau sună la un număr, deci practic nu doar să accesezi un link sau anumite informații, chiar un call to action efectiv. Și în ultimul rând, discutăm de comoditate pentru utilizatori. Tastatura încă rămâne limitată. Chiar și la telefoanele cu touch nu e foarte ușor să schimbi un digital mai URL-ul dacă ai deschis un URL. Ai apăsat, ai scanat și ai obținut informația în doi timp și trei mișcări. Cam astea ar fi cele trei avantaje de folosire a lor în marketing. Există și niște provocări în același timp. Eroarea cea mai frecventă pe care am văzut-o și la noi, o să vă arăt și un exemplu concret, dar și afară, este că nu se adaptează conținutul pe telefonul mobil. Deci dacă eu vreau să-ți dau o informație pe care tu accesezi cu telefonul mobil și îți dau un fișier cu 20 de mega, de exemplu, cum au făcut cei de la Obi, care au dat un catalog sub formă unui PDF imens, că numai până încărcai fișierul ăla și ce memorie trebuie să aibă telefonul respectiv. Doi, discutăm de acces. La acces sunt mai multe aspecte. Este internetul mobil, care a și fost discutat mai devreme, sunt anumite care te obligă să trimiți informația, să ajungă la ei, să poți să decodezi. Poți să faci asta la un call to action, fără să trească să te duci pe serverul respectiv, pe niște soluții puse la dispoziție, tot gratuit, dar nu proprietare. Există aplicația de decodare, care este o problemă, așa cum ați văzut, pe tot ce înseamnă QR code, există o eroare, există probleme în a citi corect, dacă e ușor îndoit sau dacă discutăm de presă și n-a fost bine tipărit, vă trebuie un cititor cât mai performant și mai există partea de educare și de măsurare și monitorizare. Despre măsurare și monitorizare ați văzut iarăși exemplu anterior, cum se poate vedea și câte scanări și geografic și ca interval de timp se pot afla, o să vă arăt de altfel legat de treaba asta un studiu. Iar la educare stăm la capitolul în care, exceptând Japonia, unde operatorii de telefonie mobilă au băgat masiv bani, milioane, în a educa populația să folosească aceste coduri, pe lângă faptul că erau preinstalate pe orice telefon încă de acum vreo 10 ani de zile, restul lumii, oamenii nu știu ce este acela un cod QR, marea majoritate. Asta este adevărul. Și atunci, dacă nu educăm, nu prea avem cum să le folosim în marketing. Cam care ar fi potențialul codurilor QR în România? Este un grafic de la Percent Mobile. În România intră undeva pe la 50% după gama culorilor, după cum vedeți acolo. Practic, cum se definește acest potențial? Se definește luând în calcul câți utilizatori de internet mobil și cam câte telefoane ar suporta. Așa cum ați văzut, nu ai nevoie neapărat de un smartphone de ultimă generație, poți să ai și un feature phone care să poată să-ți decodeze. Cum sunt cu internetul mobil? Scuze că nu se vede România, dar când am transpus în format de pe Mac mi-a mâncat asta. Stăm neschimbat, adică avem 6 milioane de conexiuni la internet mobil active încă de la sfârșitul anului trecut. Raportul Ancom pe jumătatea anului confirmă aceeași cifră. Dacă ne uităm la cât folosesc pe telefonul mobil, mai scădem 1 milion. Pentru că 1 milion folosesc dispozitive gen carduri USB și alte jucării. Sau sunt simuri băgate în mașini. Da? Deci avem 5 milioane de utilizatori. Care e adopția? Păi, studiul ComScore de anul acesta din vară arată că e sub 5% din utilizatorii de telefonie mobilă. Studiul s-a făcut SUA și Europa de Vest. Au scanat un cod QR. În România, toate exemplele pe care le-am văzut eu se limitează la 1% rată de răspuns și, pe exemple, mă refer coduri comunicate în presă, în reclame de presă, coduri distribuite sub formă de fluturași, coduri la televizor, inclusiv Antena 1 a avut un program
de utilizarea codurilor QR, nu știu dacă sunteți la curent, au dat și niște cifre publice în sensul ăsta. La anumite emisiuni au venit și au pus codul QR, cu toate că au educat, au explicat ce să se facă, cum se facă, nu au depășit 1% din audiență care să folosească codul, deci să citească codul respectiv. Unde sunt cel mai folosit? În mod paradoxal, acasă. Deci mai mult de jumătate îl folosesc acasă, ceea ce dărâm oarecum mitul discuțiilor anterioare, că în muzeu, că în supermarket și că în alte locuri, deci lumea e curioasă, da? Și îl folosește de acasă. Sunt persoane care îl folosesc și afară sau în magazine, inclusiv în restaurante, dar la ora actuală, probabil dat fiind și adopția foarte mică, cei care sunt acele adopteri s-au obișnuit deja, văd un cod QR, o scanează și văd ce se întâmplă. Ok, și acum trec direct la exemple. Un prim exemplu este de la Diesel și aici am... Vă arăt direct clipul, dacă mă descurc că sunt pe orb. Asta e. Deci implementarea făcută în Madrid. Din magazin să se ducă în Facebook pagina de like pe produsele care le plac. Vedeți și la Facebook, e ca și la noi, luat în brațe masiv de agențiile de publicitate. O să pun întrebare, dar am spus. Te rog! Care este politica de admitere a pozelor în magazin? Adică poți să faci poze în magazin la numărul meu? Aici discutăm de campanie făcută efectiv de magazinul respectiv. Deci nu discutăm de cineva care se duce, pentru că, într-adevăr, poți să ai surprize să zică nu poza. Eu mi-am luat. Ce pot să vă spun că în Indonezia, care e o țară foarte săracă, adică oamenii acolo trăiesc la limita subsistenței, am avut surpriza să văd cod QR pentru BlackBerry. Bine, BlackBerry este foarte bine vândut acolo. Promovat în magazine, tocmai pentru a afla mai multe informații despre produse. Adică se practică, cel puțin afară. La noi n-am prea văzut. Codul QR pentru Google Maps, am și un amic de aici care vrea să facă chestia asta. Asta e o firmă din state care s-a specializat în așa ceva. Îți desenează frumos, îți pictează acoperișul, te pun pe Google Maps, deci am un deal inclusiv cu Google ca să poată să apară poza cu codul cu totul acolo și practic poți să-l folosești ca un spațiu de promovare neconvențional în Google Maps. Ok, campania Hennessy. Campania Hennessy e un studiu de succes, în sensul că a depășit 1 milion de interacțiuni, ceea ce ați văzut, dacă sub 5% din oameni folosesc un cod QR să ai 1 milion de interacțiuni, deja e foarte bine. A mers pe un cod personalizat, apare sticla acolo și haideți să vă arăt concret. El a fost comunicat în online, când au lansat un produs special, da? Acolo, într-un comunicat de presă. Au dus trafic din online pe telefonul mobil. Puteți să scanați și voi, că încă duce spre link-ul respectiv. Deci e un conținut dedicat pentru telefonul mobil cu informații despre acest nou model
featured content. The branding panels. If you have joined the Miami Key Club, you can also click to view a video to sort of find out the story behind the cause collaboration. So inclusive content multimedia. It's just a really interesting campaign, and I think it's really cool that this is the first time that a brand, a spirits brand, has ever placed a QR code on its press release. And obviously, this type of thinking works, considering De ce a folosit cineva telefonul mobil pe un press release online? Asta e altă discuție. Puteam să-i dau și acolo videoclipul, dar... Ok. Aici. Asta. Q-Radio. Asta e un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult. Practic, pe stradă, fac un film, o să-l vedeți. Puteai să-ți transformi telefonul mobil într-un fel de post de radio. Outdoor. Scopul a fost de a promova lansarea unei piese. În Berlin. Trebuie să ai o aplicație dedicată. Nu orice reader. Acum începe să-ți cânte... Un pic retro, banda de castofon. Creativitate. Okay. Apropo de informații, tu ai spus de repere în Brazilia și în UK deja vor să dea toate informațiile despre Watch. De ce? Pentru că e mai ieftin să citești cu un telefon care poate să citească un cod QR decât echipamentul acela special, nu știu dacă știți, în chip-uri. Exact. Sunt chip-uri, trebuie un anumit echipament care nu e foarte ieftin și cu el poți citi informația. Da? Deci e și, și pe continentul sud-american, dar și în Germania. Începe care îți faci un soț ukrainii vagabonds cu Hal Voltu și cu Microsoft Tech. Ah, aici a fost. O să fie chiar mai jos cu Microsoft Tank colorat, mă gândesc. Cum au... Exact, așa să vă. Telefonul mai ieftin. Absolut. Folosit foarte mult în promovarea de filme. Și aici aveți exemplu că se poate face creativitate și pe coduri QR. Cu puțin efort. Apropo de ce spuneai tu, oricum, dacă nu ai un art director, nu te-a pus să folosești cod QR, nicio formă de promovare, indiferent că e soluția de tag sau orice altceva. Deci trebuie să ai un impact vizual, da? Deci promovarea True Blood la HBO sau Iron Man, că după seara a fost una acum pentru Iron Man 2. Iar la noi, vă spuneam un exemplu, Mediafact Book-ul a fost primul promovat în o publicație din România, practic se distribuie acest ghid gratuit și au pus în reclama, dacă nu așa, cred că în Money sau în Business Standard, acum niște ani, când încă mai erau aceste publicații, reclama cu codul QR ca oamenii să-l descarce direct de pe telefonul mobil. Și aici e discuție, pentru că, din păcate, nu era optimizat cum ar fi trebuit pentru telefonul mobil, era destul de măricel. Dar uitați că și la noi. Dacă aveți întrebări și pe final să vă invit să vedeți cât este ceasul. Deci dacă îl scanați, vă spune cât este ora. Poți să-și deschid ora? Că zice 8 ore.
cât spune asta? Să vedem bine, da, deci cei dinainte erau copiii. Am mers, nu? Nimeni. Nu știu de ce îmi dau bănurile alea, adică bine, de fapt. Că mi-ai mărat ora care are așa. Și pare așa, am văzut practic pe mașină, că mi-ai zis. Da. Ok, și de ce? Cu culoare asta. Merge acolo. Mă duc. Aveți întrebări dacă nu putem, după la șosiță, mai într-un pres, care cum vezi în parte? De exemplu, în state. În state m-au trezit în SIA cu toate ziarele. Aveau Microsoft Edge, dar Dumnezeu știe de ce le spuneau. Nu neapărat Microsoft Edge. Nu, fiind Seattle, fiind țara. Da, fiind Seattle. Nu, în state e folosit și Microsoft Edge, e folosit și Neomedia, care e componentul în ziare. Adică, la o revistă tehnică, înțeleg că ai semnat, te duce la link. Pentru... La link-ul cu sus. Deci, uite. TISO a făcut ca să-ți dea informații despre ultimul model de ceas sub formă de videoclip. La filme, cred că e evident faptul că dacă vezi trailerul... Să am un articol ăsta de actualitate. De ce i-aș pune așa ceva? A, să mă duc la film? Nu, dacă ai un articol general de news... da, am văzut inclusiv pe Politic, în care puteai să scanezi și vedeai declarația video a persoanei respective, chiar în US. Da, asta make sense. Deci am văzut chestia asta, iar dacă ne uităm că deja pe conținutul online se pune tot mai mult accent pe video, dacă ne uităm pe publicațiile online ale ziarelor care deja vin și își produc material video, cred că ăsta e principalul motiv. Adică, știi cum e, o imagine cât o mie de cuvinte, dar un film... Footprint-ul care luau site-ului, sunt câteva care sunt uriași. O să mai zic optimizat în video. Da. La fel și video trebuie. La fel, pe TV a început să fie promovat la vreme, deci la meteo, ca să îți descarci aplicația pe telefon, să poți să vezi oricând vremea pe telefonul tău mobil. Deci e un liant. Practic încerc să-l duc din orice mediu de comunicare, inclusiv online, în telefonul mobil. Iar la noi, dacă o să vă uitați în ziarul financiar, să-l și cumpărați, ziarul financiar începe să aibă tot mai multă reclamă care folosesc codul QR. În special pe auto, unde la fel, la auto se merge mult pe promovarea cu un film. Ca și una din link-urile era pentru Acura, din tag-urile alea cu asta. Dar e clar film. Exact. Pepsi, de exemplu, ne ducem în zona de B2C clasic, a făcut campanii și nu numai ei, în care dădeau tot felul de goodie-uri pe telefon mobil. De scanai de pe sticlă sau de pe cutie și aveai acces la tonul de apel, la tot felul de prostioare. Altă întrebare pentru eveniment. Trebuie să-mi pune direct în contact. De exemplu, eu am făcut... Se practică. Se practică. Dar am văzut, da. Uite, lucrăm la mine legitimația de la HowToWeb, care a fost acum o lume jumate în România. Deci toată lumea a dat pe spate codul QR. Da, adică ți-apărea contactul în telefon, adică ca meeting în telefon. A, îți apărea ca să preiei datele de contact, deci ca să faci schimb de cărți de vizită. Nu, asta, clar. Nu, era ideea stil orar. Adică ca să faci meeting. Am scanat, imediat mi-a apărut la ora cu tare, blocat ora. Sau așa, mă duc. Nu știu cât e de practic. Pentru un orar e practic. Deci vreau să fac un orar la sala de sport. Am scanat ora și mi-a apărut ca în calendar cu notificare. Da, uite, la așa ceva, da. Da. Vinit factura de consultanță. Mai puțin la eveniment. Păi nu asta mă gândeam, adică la sala de sport, da, dar la eveniment... Pot să mă duc la... La eveniment sunt acolo, la fața locului deja. Adică... Da, vreau să mă duc. Zic că, uite, vreau să mă duc mai direct în da. Calendar. Da, să pun în calendar. Da, în call to action, ce spuneam la avantaje. Deci call to action poate să le diverse foarte. Inclusiv să-ți pună o reminder în calendar.
totul clar. Mulțumesc!